Ce face bărbatul când ajunge la o vârstă respectabilă? Ce? Ce? Începe ce? Să încărunțească sau? Na. Nu, dragă, nu. Pentru că știe să-și ascundă vârsta. Crezi că numai voi faceți schimbări de look? Te rog frumos, privește-l pe Aurel Moga. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Hei, sunt la salon, e început de an nou, vreau o schimbare și să vedem ce va urma. M-am gândit așa puțin să lucrez la tunsoare, să-mi las barbă pentru prima oară, să-mi las, pentru că tot e la modă barba. Să vedem cum va fi. Am să-i creez o tunsoare destul de naturală, pentru că am părul ondulat pe calotă și o să îi fie foarte ușor când o să-și aranjeze părul. Înainte de a pleca de acasă, stai în fața oglinzii mult timp pentru a te aranja? Da, 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 să știi că îmi ia ceva timp. Sunt adeptul la așa ceva. Imaginea contează foarte mult. În primul rând, bărbieritul e aproape zilnic la mine. E ca o literă de lege. Mă ocup de scalp, de păr, dau cu puțin gel, le aranjez șuvițele să fie la locul lor, deci sunt foarte grijuliu, să știi. Ai vreodată părul lung? Am avut părul foarte lung și creț ondulat, mai mult spus. Așa am debutat, de fapt, la festivalul de muzică ușoară de la Mamaia, cu părul foarte lung. Și cred că asta a fost una din aturile mele de... Te gândești să-l mai lași să crească? Nu, pentru că nu mai am tinerețea de acum câțiva ani și vreau să ascund totuși vârsta. Totdeauna mi-a plăcut să am grijă de mine, îmi place să mă simt extraordinar. Când ies pe stradă să totuși să mă recunoască lumea și să spună, băi, ești ok, e bine. M-am întâlnit, de exemplu, cu colegii mei din școală și au rămas stupefiați pentru că ei arată într-un fel, eu într-un fel, bine, și gena mă avantajează foarte mult. Gata, Aurel. Ai un look fresh, o neglijență studiată pe calotă, care sunt sigur că o vei realiza și tu acasă. Ce zici, îți place? În primul rând că mă simt mai bine, mai tânăr cu 10 ani. Mulțumesc, Marian. Să avem un an extraordinar. Vă pup. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Aurel a trecut și pe la noi. Salut, bine ai venit! Să vedem schimbarea. Nu. Bună ziua și bine v-am regăsit. Tu oricum arăți fantastic pentru vârsta ta. Iar mulțumesc acolo chiar erai și mai tânăr. Deci adică... puteai să spui fără 10-15 pentru vârsta ta. Tu arăți bine, arăți foarte bine. Nu pentru vârsta ta. N-am venit cu mâna goală. Așa, uite, vezi. Ce ne-ai adus? O să vedeți ceva, o carte, ceva da, carte da, de lectorat la trei sferturi. Și eu am și un CD cu Bach. Asta e! Ție și place pe muzică de Bach. Da, da, ce da. Faci? De ziua de răspitru, înțeleg că te-ai îndrăgostit și toate. Așa este. Sunt puțin răcit pentru că astăzi am participat la un revelion, auzi, băi, numai revelioane am cap. Așa? Da. La o zi onomastică în Roșiori, ziua unei doamne frumoase cu nume așa occidental, Harita, la mulți ani Harita. Am fost la Bruxelles, invitat alături de câțiva colegi. Am cântat în Parlament, am cântat colinde, deci frumos. Asta se întâmpla în decembrie, frumos, de ziua României. Frumos. Apoi, revelionul, bineînțeles, l-am făcut la Toronto. Mulțumesc, Dan Ciobănița, pentru invitație. Organizatorul celui mai elegant revelion din Toronto. Știu că românii stabiliți în Canada vă urmăresc. Le mulțumim de și noi. Le și mulțumesc. Și voi cânta, bineînțeles, de ziua îndrăgostiților. Unde? La Montreal.
Deci, Român din Moreal, vă aștept cu mare drag să petrecem românește! Perfect! Și ce ne cânti astăzi? Pe 10 februarie, nu uitați! Astăzi voi cânta, am început un proiect muzical, da? Pentru că am zis 2018 să fie un an al schimbărilor și din punct de vedere al esteticii... Din toate punctele de vedere! Da! Așa? Da? Și muzical! Bun! Vali este, Vali Boss este alături așa? De mine, genul de sunet. Deci un proiect muzical cu cele mai reprezentative melodii din etniile noastre, celor care perfect, stau interesant. Și conviețuiesc alături de noi în țara noastră frumoasă. Da. Macedon, sârbi, ruși. Astăzi voi cânta prima melodie, o melodie foarte reprezentativă din folclorul macedonesc. Așa. Un trandafir crește la fereastra mea. Frumos. Sub formă de remix pentru toți prietenii. Doamnelor și domnilor, Aurel Moga. La fereastra mea ce și-a pleacă frunzele ușor, lungă-mi pare calea la iubita mea, mi se pare cam să mor de dor, lungă-mi pare calea la iubita mea, mi se pare cam să mor de dor. Ce-și-a pleacă frunzele ușor,